depășisem 72 de kilograme. Și cum eu eram tebecist, pentru că un plămân de-a meu nu funcționa cum trebuie și mi-era foarte greu. Și am început ca să slăbesc, nu, să nu mai transpir, că eu aceștia, deci am fost tebecist 43 de ani. Acest tebeceu mă ținea, cum să zic, așa consideram eu, că trăiesc în sala mânăriașului. Transpiram non-stop, cum să zic. Și am început să alerg și n-a durat un an, să zic așa, vreo 10 luni, dar și m-am făcut să am. Cum să vă spun, am scăpat de tebeceu, am scăpat de kilogramele în plus, plus de mi s-a limpezit creierul. Că eu la 21 de ani eram militar și am văzut un spital de tebeciști. Noi făceam acolo, aveam ceva de păzit ca militari și vedeam cum oamenii aia din spital se plimbau pe aleile alea lor frumoase, cu iarbă, cu pop. Dar n-am văzut nici pe unul să glumească, să zâmbească. Și pe mine m-a, să vă spun, mă gândeam așa, ce Dumnezeu, sunt ăștia așa triști. Sunt aici aduși la cavacele, la abator. Sau alte animale. Și întreb pe comandantul meu de grupă, care era anul 3, când eram anul 2. Zice, este tebecist, îți bolnav. Dar ce boală are? Păi zice, este tebecist, dar eu nu știam ce era tebecist. Zic, ce boală este asta? Păi zice, are plămâni bolnavi. Când am auzit asta, că au plămâni bolnavi, atunci, eu care știam că am un plămân bolnav de la 12 ani, imediat m-am gândit că de la 21 de ani, cum să vă spun, să trăiesc, să încep să trăiesc numai în tristețe, știți? Mi-era foarte greu. Dar n-aveam ce să fac. Am făcut armata, 3 ani, m-am dus și m-am angajat pe unde am putut, așa, și uitați că așa atât. Și nu știam eu că dacă alerg, o să mă vinde. Am început, cum am spus, pentru că aveam cele câteva aproape 10 kg peste baremul care trebuia. Și după un an de zile mă trezesc la 53 de kg de la 72. Vă dați seama, mă simțeam ca o gâză. Numai că n-aveam alip să zbor. Și așa, plus de asta puteam. Eu când am început să alerg, n-am putut să alerg un kilometru în fugă. Mi-a trebuit să iau eu vreo 6-7 starturi. Adică starturi era, eu le comandam și start și eu le puneam. Așa. Și când am reușit să alerg un kilometru fără oprire, pentru că alergam cam vreo 300 de metri și nu mai puteam, mergeam la pas 100 de metri, că eu alergam pe digul care însoțește Mureșul. Și digul ăla este jalonat ca șoseaua, 100 de metri cu piatră mică și cu piatră mare kilometru. Știam cât alerg, știam cât nu alerg, dar mergeam la pas, știți? Eu tot mergeam, dar nu alerg. După aceea 100, iar mai alergam vreo 300 de metri. Și când am reușit să fac kilometru, vă spun sincer că am văzut că sunt pe calea cea sfântă sau cea bună, nu? Știți? Și este o vorba lui care spune, când el își realizează o dorință, că am văzut beculețul la capătul tunelului. E bine, la mine n-a fost beculeț, a fost farul de la Sulina, de la Constanța, de la Mare.